Salutare și bine v-am găsit la un nou video aici pe canal. Eu sunt LCH Gamer și astăzi vorbim despre prima tactică în FIFA 23 care, sincer, mi s-a potrivit mănușă și eu îmi găsesc greu mănuși. Până să începem acest video cu explicațiile, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați un subscribe și să lăsați și un comentariu ce altă tactică ați vrea să încerc. După cum vedeți, o echipă modestă, nu prea am avut timp să joc, însă am avut timp să experimentez un pic această tactică. Și mergem direct din acest 4-3-3, se transformă într-un 4-4-2. Balance, 45 la width, 63 la depth. Pe partea de ofensivă, balanced la build-up play. La partea de chance creation, forward runs, merg triunghiurile, merge L1 triunghiul. Merg pasele în adâncime și în acest FIFA. 7 liniuțe la players in the box, ai nevoie de niște jucători pe acolo, 3 la cornere și o să vedeți de ce, și 2 la free kicks. La formație l-am luat pe Almiron și l-am pus în dreapta, Sinistera și Gabriel Jesus ST, Daniel James LV, Pacheta și cu Rodri, CDM CM, Jones, Martinez și pe bancă Henry cu pe Benz RV LV, Henry cu Fredericks Pope, chiar un portar foarte, foarte bun. Mergem la partea de instructions. Get in behind pentru atacanți. Jocul ăsta se bazează pe să alerge jucătorul, dar nu să te pui tu să bați sprintul cu el, ci să lași pe el să-și facă run-ul. Să lași pe el să-și facă run-ul așa cum a fost programat de către minunații oameni talentați care fac acest joc. Pe acești doi i-am pus stay back cu cover center, deși îi am cu stay back, să știți că îs destul de sus și cu Rodri mă mai trezesc așa puțin cu el la pe mijlocul terenului sau chiar ceva mai sus de mijlocul terenului. Nu-i neapărat rău, e un element surpriză, dar mi se pare că parcă nu funcționează tot timpul acest stay back, parcă așa îmi dă mie senzația. Pentru aceste benzi, come back on defense, get in behind și stay on edge of box for cross. De ce cam back on defense? Pentru că, cum am zis, câteodată Rodri și cu Pacheta să în față. Și e bine să mai vină și Almiron și cu Daniel James acolo în spate, chiar dacă n-au ei foarte mult acolo la defending, dar pentru începutul de joc e ok. Get in behind, again, benzile trebuie să-ți alerge. Când tu ai recuperat o minge cu Fredericks, imediat Almiron trebuie să plece ușor, ușor, ușor pe aici sau Daniel James. E bun acest get in behind. Și stay on edge of box for cross, n-ai nevoie să-ți intre și ei în careu, îi ai pe Sinistera și pe Gabriel Jesus, în fine, pe acești doi atacanți. Pentru LBRB, stay back și cu overlap. E foarte bună plecarea asta pe aici, pe benzi. Tot jocul ăsta se bazează pe benzi, însă se bazează pe lansarea în bandă. Nu o să iei mingea și să te pui să fugi cu ea, pentru că s-ar putea ca Maguire să te prindă, chiar dacă tu ești cu Sinistera 89 pe aici. În schimb, dacă ai dat pasa aia în adâncime și se duce așa frumos, cu efect, intră foarte bine, ai dat pasa pe bandă, ai fugit cu, ce bandă ai tu, eu, Daniel James, Sinistera, Gabriel Jesus, sunt prin careu. Le-ai dat pasă, nu prea mai merg double-uri, el nu mai merge dublu triunghi, dublu X, dublu pătrat, astea nu prea mai merg, în schimb merg alea cu L2 destul de bine, bineînțeles pentru KB stay back și pentru portar, sweeper, keeper, pentru că nu e așa, nu doar noi știm să folosim triunghiurile și pasele în adâncime, și alți oameni știu să folosească aceste pase și ai nevoie de portar să iasă un pic către minge. La roluri, cum vreți, cornerele nu se bat în careu. Nu poți să dai centrare bună din corner. E foarte, foarte complicat sistemul și merge foarte greu. Așa că de ce să te chinui? Îți iei aici doi care știi că centrează bine. Bam, ești frumos aici cu el la corner. Chem să-ți vină unul din careu, de ai nevoie de două linii. Chiar să-ți vină unul din careu, aici de obicei o să fie 2, 3, 4, depinde.
în care îți vine bam 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 stones, să zicem, sau pacheta, care oricum îi spun. E pasat scurt. Cu L1 îl pui pe James deja să se demarce. I-a dat un triunghiu James, gen ai venit, bam bam, ți-a dat mingea aici. Tu ai scos mingea lui Almiron, lui Daniel James aici și ai cetrat. S-ar putea să ai mai multe șanse. Sau pasezi și de aici dai un shoot power din ăla și poate merge mai bine. Nu centra din corner, că n-are rost. Absolut deloc, n-are rost. Iar la lovituri libere, să știi că merge cu fake shot-ul foarte bine. Mult mai bine ca anul trecut. Chiar ia fake shot-ul anul ăsta. Dar ăla într-un alt video. Sper că ai înțeles. Sper că te-a ajutat. Sper că acest 4-4-2 să-ți aducă victorii. Până data viitoare, like-ul, share-ul și nu uita, joacă FIFA, că nu vrei să fiu eu mai bun decât tine. V-am pupat. Ciao!